Salutare, doamna cetățeancă. Domnul cetățean, ce faceți? Domnul viitor cetățean. Viitor cetățean. Domnule, am venit de la Cârciumă. Nici n-am intrat bine în casă, am luat direct camera și am zis că trebuie neapărat să vă arătăm, așa cum v-am promis. Cât de cozy, nu ai spus da, tu, coziness. A făcut Delia această cameră. Însă, nu știu de ce, nu a pregătit totul, nu a aprins luminii, lumânării, treburi, socoteli. Introducere, așa, ia uitați, aici avem... lumânări în pumpkin, steluțe care se colorează în diverse lumini și aici avem niște brichete pe care Doru le-a cumpărat de pe Amazon, care sunt foarte, foarte bune și care mă ajută pe mine să dau drumul la deliciosimea asta de lumânare despre care v-am tot spus zilele astea și despre care vreau să vă spun că am nevoie acum pentru că mi-e poftă să mănânc ceva dulce, dar dacă o să simt mirosul ăstea, deja nici nu o să mai simt nevoia. Pe de altă parte, abia așteptam să ajung acasă, pentru că Doru, spre deosebire de mine, astăzi a terminat de citit cartea, da. Despre care știți că nu v-am spus. Deci nu v-a spus, da? Da. Nu v-a spus nimic. Și vreau să termin și eu, mai am câteva păginuțe din ea și vreau să vă spun două lucruri. Cartea e genială, bravo alegere, ai făcut extraordinar de bună alegere și vreau să-ți mai spun că și cu Kindle-ul ăsta nu ai mințit deloc, e foarte tare, îmi place să citesc, e ușor, seara nu mă doare mâna să-l țin în mână, într-adevăr nu simți mirosul de pagina, aia rămâne. Asta nu înseamnă că nu rămâne ceea da, ce... Am văzut că de-aia ții două cărți lângă pat acolo, din da, când ca mai să faci... simt mirosul. Poate găsesc totuși o lumânare cu miros de cărți, căutăm, de pagini. Căutăm, căutăm. Ce alte vești? Deci Kindle, da. Și vestea cea mai bună de pe ziua de azi. Lăsați cetățenia, că nu de-aia am fost la mâncat fripturi, de fapt. Eu mă bucur pentru că Rishi a devenit prim-ministru. Și am câștigat! Am câștigat! Dar nu trebuie să deci, mă bucur da, așa. Între cele două, pentru mine cea mai mare veste e că ai devenit cetățean. Da. Pentru Delia cea mai mare veste este că ai ieșit Rishi. Da. Noi suntem în urmă cu vlogurile, Sunat. Știu că voi știți deja. E oficial. Doru nu o să se mai întoarcă, Boris. Încetează să mai speri. Și ar trebui să te bucur pe de altă parte că noi am pus cel mai ciudat pariu da, care da. Dacă eu câștig, el e premiat. Și dacă el câștiga, eu eram premiată. Deci, practic, ne doream ca celălalt să câștige ceva, de doare mintea. Dar cert e că noi știm foarte bine că astăzi PM este, așa, Rishi, odată cu mine, cetățeancă. Cine știe, poate un semn că viitor ar trebui și eu, dacă tot am cetățenie acum, să păi îl urmez pe Rishi păi da, și la finanțe da. Și la... Mai întâi faci și tu, înființezi un hedge fund, cum a făcut da, el. Da, 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 mă apuc de treabă și după aia, pac, țop, PM. Asta înseamnă, da, că trebuie să fac ceva și să-l premiez pe Doru. Pentru ce îl premiez că a pierdut, nu știu. Păi nu, dar... mă premiez pentru că ai câștigat. Practic, din câștigul tău dai mai departe bunătate. Da, știu ce vreau să fac, știi? Dar n-am pus încă mine la punct ceea e ce... E pe mâncare ca să știu. Ca să... Nu, pentru prima dată nu e pentru pe Vai mâncare. Și pentru prima dată o să fie surprins, așa că mâine în vlog, o să-ți spun mâine în vlog. Și păi, ție și lor. Facem cum trebuie, da. Dar... Vreau să ne uităm un pic la detalii, pentru că am cumpărat niște lucruri și le-am așezat noi aici și aici că vreau să le arăți. Hai, fă detalii deci, aici. De la lumânarea despre care v-am tot spus și miroase, absolutamente genial, îmi place de mor. La aceste două, bineînțeles, Kindle-uri care se potrivesc perfect la ambientul ăsta cu cititul, avem aici... V-am spus, am pus în final în pumpkin și luminițe pentru că îmi doream foarte mult. Am fost ca nebuna în seara aia că nu le-am găsit la Ikea. Am dat imediat comandă ca să le colectăm a doua zi și am luat acele două felinare pe care noi, în capul nostru, le vizualizasem undeva aici, pe vazele astea. Dar am zis că nu prea dă bine pentru că mi se par foarte mari pentru un pervaz, așa că am luat măsuri și le-am schimbat schimbarea ca un orice viitor prim-ministru, nu? Am avut reușit și cu prizele, totul s-a rezolvat. Uite așa, toate au căzut bine, au căzut în picioare. Da, și tot aici pe pervaz. Uitați-vă ce pisicuță cu plantă ne-am luat, da? Ea este cică de exterior, dar eu nu pot, nu mă lasă inima să o las afară. Am udat planta, stă frumos ziua la soare aici, n-am nicio problemă și bineînțeles, vă ulei nebuni. Noi facem așa un sneak peek, nu știu, până la Halloween s-o posta acest minunat vlog, pentru că noi ne-am luat și căsuțe de Halloween, ia uitați. Până, da, e până. Ia uitați, e până. Uh-huh. Asta e, trick or treat, ce ziceți? Bomboanele și ceaiul și biscuiții s-au mâncat, gata. Da, zic că arată foarte bine și avem și încă un dovleac nebun, asta este, mai rămâne în ziua de Halloween. Să facem dovleacul care o să scobim și o să facem vestita, acea ceremonie, așa astăzi cu ceremonii, ceremonia de scobire în dovleac
făcută pe live-ul de Halloween, celebrul live de Halloween pe care îl tot avem de ceva timp de când ne-am ocupat și ne-am... Sau acești vloggeri de mare anvergură. Și i-am pus și pește aici pentru că am coborât de pe scări, știți că Doru vi-a mai arătat, stăteau acolo singuri stingheri pe hol și am văzut, m-a uitat așa la ei și am zis, mă, voi aveți frunze aurii pe cap. Cum să nu veniți voi la noi în peisajul de toamnă de la noi din sufragerie? Hai, veniți cu acești și voi și am făcut întregirea familiei aici și cu acești domni. Da, iar pentru că vă spuneam mai devreme că această carte despre care eu nu v-am spus până acum, nici în vlogul de ieri, faptul că am terminat-o și că mai am câteva pagini practic astăzi, terminând-o noi, trebuie să tragem iar la sorți, nu? Ești pregătit? Acum începe. Ia fii atent aici. Acum e provocarea pentru că facem același lucru. Luăm fiecare câte unul. Câte unul și după aia astăzi tu pui mâine la spate. Nu, lasă să țin eu camera mai da? Bine. Da? Păi am și o să... Hai, ia să. Hai, extrage. Bun, uite, extrag și eu pe ăsta alt de aici. Nu e alb. E hai. Galben. Așa. Galbenă gutuie. Hai, scoate-le afară. Hai, cât mai esteci? Două. Asta. Dreptul? Da. Ia să vedem, ce... Hai să spun mai întâi ce ai pierdut. Ia să vedem. Facem invers asta. Ce că am pierdut. Ce-mi place, doamne, cu tragerea asta la sorți. Ar trebui să ne apucăm și noi de alea de tras la... Doamne, de ce le-ai împachetat în felul ăsta? Pentru că trebuie să fie securizate. Pentru de că știți ce? Că eu sunt adepta precizii. Deci ai pierdut Rebel King. Tu ar trebui să știi despre ea. Pentru că e o carte pe care eu nu am. E vorba despre Charles. Aolo. Doamne, ajută, bine. Nu e nimic, se întoarce acolo, tot ajunge mai aia cândva. O punem la loc. Bun. O punem. Hai, pune acolo. A, gata, am pus-o. Așa, ia, ia. Hai să vedem ce avem aici. Am fi putut să aprindem și noi lumina, o să fim și noi ca oameni normali. Nu că place așa cozy, pui să ne coizuim. Puteam să dăm și tu acolo, puteam să punem un șemineu. Păi dacă n-ai, am dat banii pe șemineu ăsta ca să-i pui tu pe șemineu pe televizor. Ia să vedem. Plato! Mă, popune, citim Republica, mă, mâncați așa. Republica lui Plato, deci pregătiți-vă pentru seminar pe live. Mi se pare o carte esențială de-a lungul vieții. În sfârșit, și o carte de-a mea. Are you prepared? Este super plictisitor să citesc chiar Republica lui Plato. Am zis că trebuie să dăm un sneak peek și celor care le tot vorbim și le place și vă mulțumim mult pentru feedback-ul pozitiv. Să vorbim aici de cărți, le dăm un sneak peek și la acel filozof care reprezintă practic filozoful cu fumare și restul la el este o notă de subsol. Așa se credea spunea. Unii. Da, ne se spunea de către un profesor în facultate că ce a scris Plato e ce a scris Plato, Plato, Pluto. Pluto. Deci nu mă băgați în seamă, eu am băut un Kiroi senzațional. Și eu am băut un espresso martini. Da, am vrut să fără iau, alcool. Da, am vrut să iau Virgin Pornstar, dar n-au avut, nu știu ce le-a lipsit, probabil Pornstar-ul. Păi și... eu eram acolo, mă, nu știu care a fost. Da. Și a zis ce să-mi iau altul și am zis ia-ți din ăsta, espresso că știu așa vrei cu cafea, espresso martini fără alcool, nu știu ce martini e ăla, dar e ok. Iar eu mi-am luat un Kir Royal, ceva senzațional, în sfârșit un Kir Royal așa cum e cel din Franța, de-aia sunt puțin acum așa. Platon, deci Platon a scris... Cum ai zis, Plato și Pluton? Și Pluto, știți pe Pluto din... da, deci Platon a scris această operă mare a lui și ceva senzațional în care el a adus practic, a contestat toată filozofia. Da, hai că m-am tâmpit cu asta. Citim și Republica. Nici nu... Citim Republica, bă, băiatule, bă, Republica. Bă, dar nu puteai să alegi și tu ceva. Bă, Lysis, bă, despre prietenie. Troll, mie-mi place cu politica. Aie. Vlogul nostru șugubeț, vlogul nostru scurt, vlogul nostru de astăzi. Pe mâine.